Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 215, scuze pentru voce. Acest episod vă este adus de ceaiul nației, pe care îl găsiți pe site-ul nostru stareanației.ro, în secțiunea magazin. Mm. Mai ales când ești un pic răcit, un ceai fierbinte este extraordinar. Sper că știți deja că sprijiniți starea nației de fiecare dată când comandați o cafea de specialitate, un ceai organic și orice altceva din magazinul nostru. De anul ăsta vor apărea acolo produse noi, cacao de cea mai bună calitate, vinul dezalcoolizat despre care v-am tot vorbit, așteptăm o tranșă de vreo 9000 de sticle, ulei de măsline adevărat pe care îl facem împreună cu cei de la Măslinescu și multe altele. Vă mulțumim pentru toată susținerea, pentru că știți deja, fără voi n-am fi. Poate că ați observat că la începutul acestui an, în prima săptămână din 2024, de fapt, n-am postat nimic pe paginile Starea Nației. Și adevărul e că în lumea asta, așa cum e ea construită, Nimic nu e mai greu decât să nu faci nimic. În lumea asta, fie că vrei sau nu, timpul este echivalent cu banii. Cei mai mulți dintre noi nu vrem, poate, dar trebuie să facem această echivalare. Suntem obligați să o facem. Trăim într-o lume în care dacă te oprești, dacă stai pe loc, nu produci nimic. Din perspectiva acestei logici bolnave a capitalismului, un lucru atât de simplu precum a nu face nimic, a te odihni, a sta în liniște cu tine, reprezintă ceva foarte periculos și deseori blamat de cei din jur. Nu te poți opri decât dacă toată lumea se oprește. De asta cred că e foarte important să marcăm într-un fel zilele de sărbători în care opritul din muncă este o activitate colectivă. Pentru că doar atunci când este o activitate colectivă, încetează să mai fie blamată. Din păcate, am constatat că în ultimii ani se restrâng tot mai mult categoriile de angajați care își permit aceste zile libere. De pildă, multe dintre magazinele și supermarketurile care erau în trecut închise și pe 2 ianuarie, anul ăsta au fost deschise de la primele ore ale dimineții. Și s-au găsit mulți oameni care au avut nevoie să cumpere ceva pe 2 ianuarie la prima oră. Însă, într-o lume obsedată de rezultate și de productivitate, am vrut noi, la starea nației, să facem acest manifest. Nu mai zic că aveam și mare nevoie pentru a nu intra în noul an deja epuizați. Am vrut ca în prima săptămână a anului să nu postăm nimic și ne-am asumat acest lucru. Iar oamenii care ne urmăresc și ne sprijină au înțeles și sunt foarte, foarte recunoscători pentru asta. Am vrut să nu vă atragem atenția de la lucrurile cele mai importante. Timp petrecut cu familia, timp petrecut în liniște cu gândurile voastre sau poate în gălăgie cu opiniile celor din jur, dar oricum timp petrecut în mod intenționat cu alți oameni cărora ați ales să le acordați atenția voastră. Iar asta e în antiteză cu ceea ce se întâmplă pe internet, pe rețele, când timpul nostru nu e chiar voluntar lăsat acolo, ci este furat de algoritmii care știu exact cum să ne atragă atenția și să ne țină lipiți de ecran. Și apropo de asta, am găsit o carte foarte, foarte bună, care se numește Cum să nu faci nimic, Economia Atenției și Capcanele ei. Cartea e scrisă de Jenny O'Dell. Odell este artistă multidisciplinară, scriitoare și profesoară la Universitatea Stanford, unde predă arta pe internet și design digital și fizic. Cum să nu faci nimic nu este un îndemn la pasivitate sau la ignoranță. Din contră, este un îndemn la direcționarea atenției cu intenție către subiectele importante. Este un îndemn la abținere în fața surselor care îți fură atenția, fără ca măcar să-ți dai seama. Și noi am discutat foarte mult despre această idee. Este, știți cu toții, ideea în jurul căreia am construit cartea Atenție cu Intenție. Și vă mulțumesc pentru toate review-urile pe care le lăsați pe Goodreads, pentru toate mesajele pe care mi le trimiteți după ce citiți cartea. A fost primită foarte bine și ne bucurăm pentru asta. Sunt foarte mulți oameni care își iau destul de mult din timpul lor ca să scrie opinii foarte complexe pe Goodreads, cu argumente pro și contra, cu multe detalii despre ce le-a plăcut și ce nu le-a plăcut în carte. Iar asta e o motivație extraordinară. Găsiți cartea Atenție cu Intenție pe site-ul bookzone.ro sau în pachetul cu stoc permanent de pe starenației.ro slash magazin. Aveți în descriere linkurile de care aveți nevoie. Revenind la cartea Cum să nu faci nimic, acest nimic pe care îl propune Odell nu... sau mai bine zis, acest nimic reprezintă un nimic doar din perspectiva productivității capitaliste. Odel propune să refuzăm ideea de productivitate în favoarea ascultării și observării. Cu alte cuvinte, să refuzăm ideea de creștere continuă care s-a infiltrat în toate aspectele vieții noastre și, așa cum spuneam și în episodul trecut, să căutăm în schimb maturizarea, nu creștere. Să ne bucurăm de locurile în care ne aflăm, să le ascultăm și să le observăm. Și vreau să vă spun că fac asta de când am citit cartea. Încerc să ies din casă și să ascult conștient ce se întâmplă. Și în curte la mine, de pildă, e incredibil câte sunete sunt acolo. Sunete pe care nu le auzeam până acum, pentru că nu ascultam. Apropo de creștere continuă și de toate efectele pe care ideea asta le are asupra noastră, fac o scurtă paranteză ca să vă vorbesc despre partenerii noștri, oamenii de la Server Config, care sunt alături de noi și în acest an, 2024, și care pun umărul la construcția unei economii circulare pe site-ul găsiți produse electronice refurbished la prețuri foarte bune. Primiți consultanță pentru alegerea celui mai bun produs de care aveți nevoie. Aveți garanție exact așa cum ați avea dacă ați cumpăra un produs nou. Puteți să obțineți finanțare pentru companii sau să închiriați echipamente pentru nevoi specifice. Găsiți în descriere linkul către site-ul Server Config. Sper să vă fie util! Revenind la ideea de astăzi, putem să ne imaginăm o lume mai bună în timp ce trăim în lumea asta și în timp ce participăm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Cheia este așadar să participăm, să ne implicăm în termenii noștri. Ne putem direcționa atenția acolo unde e nevoie ca să construim lucrurile pe care ni le imaginăm. Atenție, sunt niște nuanțe foarte importante aici, în această carte, și mă bucur că pot să vi le transmit. Așa cum am tot zis, și au zis alții, mulți, mult mai deștepți înaintea mea, lumea nu se construiește singură. O construim noi cu fiecare decizie. Cu fiecare om care se implică, lumea se schimbă cum foarte frumos ziceau Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu la una dintre discuțiile noastre de la Cafeneaua Nației, România se schimbă cu viteza cu care cetățenii se implică. Iar implicarea asta poate să fie de toate felurile. Poți să-i scrii primarului și să-i ceri să monteze un semafor acolo unde vezi că mașinile nu le acordă prioritate pietonilor. Să te opui tăierii unui copac în fața blocului tău. Să îi strângi pe vecini și să propuneți împreună îmbunătățiri pentru cartierul vostru, parcuri, mai multă verdeață și așa mai departe. E nevoie de implicarea noastră, mai ales într-un an atât de important. Un an în care va fi nevoie de implicarea totală a fiecăruia dacă vrem să mai ținem în viață democrația, valorile, drepturile pe care le-am câștigat atât de ușor ar spune unii, libertatea de a spune ceea ce gândim. Problema e că implicarea asta are nevoie de timp și de spațiu. Nu poți să fii în două locuri deodată, nici cu corpul, dar nici cu atenția ta. Așa că în fiecare zi facem o alegere. Noi alegem ce hrănim în spațiul public. Noi alegem la ce discuții participăm. Alegem unde ne lăsăm această resursă limitată, atenția noastră, și alegem discuțiile și activitățile la care refuzăm să participăm. Atenție! Refuzul de a participa, această putere de a spune nu, este un manifest incredibil de puternic. Și. O parte din cartea scrisă de Jenny O'Dell este dedicată acestei idei. Atenție însă! Refuzul nu înseamnă renunțare sau deconectare. Din contră, înseamnă conectarea cu intenție la subiecte importante, la activitățile importante. Înseamnă să ignorăm ce ne sugerează un algoritm ca am vrea să vedem sau să citim. Să ignorăm ce decide un canal de televiziune că vrea să ne arate și să ne căutăm noi, în mod activ, informațiile. Poți să deschizi televizorul seara când ajungi acasă și să accepti orice primești de acolo sau poți să decizi tu ce faci cu acel timp. Refuzul, deci, nu înseamnă că nu mai participăm la discuțiile purtate în spațiul public ci că participăm în termenii noștri. Și o astfel de abordare deschide calea către ceea ce autoarea numește al treilea spațiu. Foarte interesant. Într-o situație în care suntem forțați să răspundem cu da sau nu, e nevoie de efort și voință pentru a răspunde diferit în mod constant. Cum zice și economista Kate Rayworth, una dintre cele mai bune forme de protest este să propui ceva în schimbul acelui lucru împotriva căruia protestezi. Cu alte cuvinte, nu doar să arăți ce nu e bun, ci să și vii cu o alternativă pentru cum ar putea sta lucrurile. E valabil în cazul economiștilor, de pildă, cum este și Kate Rayworth. A nu se înțelege de aici că jurnaliștii, de exemplu, trebuie să vină și ei cu soluții atunci când critică măsurile unui guvern. Pentru că treaba jurnalistului este să sancționeze abaterile de la democrație, nu să rezolve problemele din societate. Că noi avem această tendință să amestecăm foarte tare lucrurile. Așa cum treaba cetățenilor este să-și exercite cetățenia în fiecare zi chiar nu contează dacă mergi la vot, dacă apoi, timp de patru ani, nu te mai interesează ce se întâmplă. Nu. Unul pe care l-ai votat trebuie dat jos a doua zi dacă nu începe să facă tot ce a promis. Altfel, devii tu, cetățeanul, complicele celui pe care l-ai pus în funcție. Abandonul total așadar nu este o soluție care contează. Soluția e participarea conștientă și controlată de fiecare dintre noi. În această economie a atenției în care trăim, nesupunerea înseamnă retragerea atenției. Și nu doar retragerea pur și simplu, ci investirea ei în altceva, în ceva cu sens. Și încă o mențiune foarte importantă pe care o face Odel în carte. Adevărata retragere a atenției se petrece în primul rând în mintea noastră. Trebuie să dobândim această abilitate de a gândi pe perioade mai lungi de timp, chiar dacă peisajul media vrea să ne gândim în cicluri de câteva ore. Breaking news. Acum. Cazul meu, ca jurnalist, trebuie să știu permanent ce se întâmplă. E cu toate astea, de câțiva ani deja am luat câteva măsuri de igienă personală. Nu postez decât foarte rar pe rețele, față de cum o făceam în urmă cu ceva ani, când eram toată ziua acolo și aveam și 10-15 postări pe zi, și nu mă mai uit deloc la televizor, la știri. Urmăresc, bineînțeles, sursele credibile. Am 30 de minute petrecute în fiecare zi pe rețele, uneori mai mult când am mai multă treabă. Citesc documentarea pentru emisiune, că trebuie să o scriu, dar nu mai pierd eu tot timpul pe care l-am cu toată atenția acolo. Astfel fac rost de timp și de sens. Trebuie să ne permitem pauze pentru a reflecta să ne asumăm riscul de a deveni nepopulari prin a nu comenta imediat cele mai noi întâmplări din jurul nostru, ci de a le așeza în context, a verifica surse și a ne înțelege emoțiile. Ceea ce propune autoarea nu este un exod în masă de perețelele sociale. Și asta mi-a plăcut foarte, foarte mult. Ci mai degrabă un transfer al atenției. Vedeți, aici e cheia. Transferul atenției. Redobândirea controlului asupra acestei resurse atât de importante și direcționarea ei împreună cu alții către subiectele importante. Și citind această carte, mi-am dat seama că această retragere a mea, quasi totală de perețele, nu e în regulă că trebuie să folosesc rețelele și atenția de care eu sunt privilegiat uh, pentru a merge împreună cu ceilalți într-o direcție bună. Și e foarte important să ocupăm acest al treilea spațiu în economia atenției, din motive despre care am tot discutat pe larg în această carte Atenție cu Intenție. Unul dintre ele este faptul că Atenția individuală formează bazele atenției colective, iar acolo unde ia atenția colectivă, acolo se vor duce resursele noastre. Dacă oamenii sunt îngrijorați de poluarea aerului, de pildă, resursele se vor duce înspre a rezolva poluarea. Dacă oamenii sunt preocupați de divorțurile unor vedete de televiziune, Resursele se vor duce înspre a produce emisiuni de divertisment, articole și dezbateri pe tema asta. Și, normal, e foarte greu să fii atent la tot ce se întâmplă. Și e greu să cadă totul în sarcina ta. În țara asta apare că cea mai grea muncă e cea de cetățean. Și mai ales e greu când te simți singur, când ești singur. Pentru că ești pur și simplu ignorat. Dacă e ceva ce am învățat cu toții în sezonul trecut de Vocea Nației, este cât de importantă e puterea lui împreună. Atunci când vreți să faceți ceva, cea mai bună soluție e să vă adunați mai mulți și să încercați să vă faceți auzită vocea. Și dacă până de curând, uite, cazul meu, eram de-a dreptul copleșit de câte sunt de făcut aici la starea Nației, la starea sănătății, după ce am făcut un apel la tribul nostru și am primit sute de mesaje de la oameni dispuși să ajute, iar cu unii deja am început să lucrăm, plătindu-i sau ca voluntari, nu doar că m-am liniștit, dar am căpătat o energie deosebită și am mare încredere în ceea ce putem să facem în continuare împreună. Progresul se întâmplă atunci când facem lucruri bune, nu doar atunci când oprim lucrurile rele să se întâmple. Însă pare că în România încă trebuie să ne ocupăm mare parte din timp încercând să oprim lucrurile rele. Anul trecut, de pildă, foarte multe comunități de oameni s-au strâns ca să oprească asaltul asupra spațiilor verzi din România. În cel mai călduros an de când se fac măsurători pe această planetă, tot mai multe spații verzi au fost distruse. Dar am citit despre oameni care s-au strâns în Oradea și au oprit masacrarea peste 700 de arbori dintr-un cartier. Arbori care stăteau în calea planurilor primăriei de regenerare urbană. În Cluj, la fel, oamenii au făcut un lanț uman în jurul arborilor de pe strada universității și au salvat acești arbori din calea lucrărilor la infrastructură. În România aproape orice lucrare de infrastructură vine cu prețul distrugerii spațiului verde Și oamenii se bucură că uite se mai reface cât un trotuar, se mai astupă cât o groapă Ce mai contează că au mai dispărut niște copaci între timp În media și primăria a vrut să defrișeze teii istorici din centrul orașului Oamenii s-au uh, întâlnit săptămânal și au protestat pașnic Și deocamdată lucrările sunt oprite Sigur că aici apare problema acelor oameni care efectiv rămân cu mult prea puțină atenție pentru altceva decât supraviețuirea de la o zi la alta și divertisment ieftin. Și unde e multă sărăcie, unde e mult divertisment ieftin, e și mâncare ieftină, sunt adicții multe și tot așa. E un cerc vicios alimentat de sărăcie, din care foarte greu, dacă nu imposibil, poate ieși cineva fără ajutor. Tocmai de asta e atât de important ca noi, cei care încă mai avem această posibilitate, posibilitatea de a reține o parte din atenție pentru alte lucruri în afara supraviețuirii, să facem asta. Pentru că, așa cum zice Odel, spațiile minuscule pot deschide spații mici, iar spațiile mici pot deschide spații mari. Așa că, dacă vă permiteți să direcționați atenția în altă parte, unde să conteze, Sfatul meu e că ar trebui să o faceți. Trăim vremuri foarte complexe. Avem nevoie de raționament, de conversații complexe, de nuanțe. Toate astea au nevoie de timp și de loc. Însă, timpul și locul nu sunt de găsit într-o lume virtuală. Și recomand, apropo de asta, și cartea Liniștea de dinainte. Cum apar ideile radicale. E scrisă de. Gal Beckerman, despre care am povestit aici anul trecut. Uh, Beckerman spune că platformele sociale permit ideilor doar să pâlpâie și apoi să se întoarcă în întuneric. Toată cartea lui este de fapt o pledoarie pentru întâlniri în jurul meselor adevărate, nu în jurul meselor virtuale. E nevoie de mult mai multă atenție în toate lucrurile pe care le facem dacă vrem să producem o schimbare bună. Iar schimbarea asta se produce lent. Ideile au nevoie de o perioadă de incubare. Ne rămân întotdeauna în minte momentele încărcate de adrenalină, dar dacă mergem înapoi pe firul schimbării, la capătul lui, găsim niște oameni liniștiți care discută. Mă ce-ar fi dacă? Niște oameni care incubează idei. Ca să înțelegem ideile importante ale acestei epoci, avem nevoie de un timp și de o perioadă de incubație. Avem nevoie de context. Odel definește în cartea ei ideea de colaps al contextului. Suntem în punctul în care zilnic oamenii citesc o postare sau. Un titlu reacționează și apasă un buton, iar asta se întâmplă de sute, de mii de ori în fiecare zi. Odel face o comparație foarte bună. Ea spune că această furtună de postări colective furioase de pe platforme este precum o inundație care distruge peisajul în absența unor copaci și a unor plante care să încetinească avansarea. Procesele naturale ale contextului și ale atenției sunt pierdute. Platformele sociale schimbă felul în care gândim, felul în care ne comportăm și felul în care ne raportăm unii la alții. Efectul final, atunci când iei în considerare miliardele de utilizatori, e că societatea în ansamblul ei se schimbă. Și sunt foarte curios cum vedeți voi lucrurile, cu ce gânduri ați intrat în acest an în care vom avea atât de multe rânduri de alegeri v-ați propus să faceți ceva diferit? Să schimbați ceva în felul în care consumați informații? Dacă aveți un răspuns, lăsați-l în comentarii. Asta a fost. Sper să vă inspire ceea ce povestim aici. Nu uitați că dacă vă place ceea ce facem noi aici, puteți să le spuneți și altora și să, da, să le trimiteți materialele noastre dacă credeți că i-ar putea inspira și pe ei. Vă mulțumim că apăsați întotdeauna butonul like, ajută foarte mult. Dacă vreți să ne susțineți și mai mult munca, puteți deveni abonați plătitori ai canalului nostru apăsând butonul Join și alegând de acolo o treaptă de abonament. Sau puteți să ne sprijiniți direct printr-o donație pe starenației.ro. Ne susțineți, cum ziceam și la început, și când faceți o comandă în magazinul nostru starenației.ro. magazin. Vă mulțumesc. Să vă fie bine și apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.